directorul școlii de la, din Comuna Traian. Probabil pentru că, doamna fiind apolitică, nu a dorit să se înscrie în PNL. Sau nu este membru PNL. Am mai văzut un lucru interesant în presă. Am văzut că părinții l-au rugat frumos pe inspectorul școlar general Franciu Cătălin să o repună în funcție pe directoarea demisă, pentru că în demiterea ei probabil nu s-au specificat motivele demiterii, dar mai ales pentru că părinții își doreau acest lucru, pentru că ei cunosc cel mai bine relația profesori-elevi și relația dintre școală și elevi. Ce s-a întâmplat după aceea? Am citit pe inspectorul general Canciu, i-a comparat pe părinți cu acei comuniști care i-au cerut abdicarea regelui Mihai. Acum eu ce pot să vă mai spun? Că ar trebui să meargă la anumite instituții inspectorul școlar, pentru că astăzi se compară cu regele Mihai. Mâine cine știe cu ce se mai compară sau ce se visează? Poate să fie o pasăre, poate să fie orice animal. Dar un singur lucru nu putem să observăm aici, decât că totul este politic la ISJ. În timp ce inspectorii de specialitate sunt membrii PNL, directorii nu au voie să fie apolitici. Iar inspectorul școlar Canciu Cătălin se visează regele Mihai astăzi și mâine, repet, cine știe ce pasăre sau animal. Eu nu am dorit să fac foarte multe comentarii aici, pentru că nu am competențele profesionale în acest domeniu, ca să vă spun de ce inspectorul școlar se compară cu regele Mihai. Sunt cu siguranță alți specialiști în domeniu care vă pot spune de ce se compară cu regele Mihai, dar mai ales vă pot spune ce ar trebui să îi se prescrie ca să nu se mai viseze astfel de personalități care, într-adevăr, au făcut ceva pentru oameni și nu au politizat absolut totul. Ce ar trebui să îi se prescrie? Medicamente. Da, mai mult decât atât, nu știu, am auzit pe surse, scuză-mă că și vreau să continui ideea aceasta, domnul inspector Canciu, prin inspectorii pe care i-a numit, PNL, bineînțeles, cere, ceea ce mie mi se pare de nedescris, ca fiecare inspector să vină cu profesor care se înscrie la PNL, plus elevi pe care să-i înscrie la PNL. Doamne ferește, am ajuns ceva de nedescris, să începem acum să prin funcțiile publice și politice, să începem să aducem membrii la partid prin astfel de presiuni. Și să înțeleg că el acum tot inspectoratul și absolut toate cadrele de educație trebuie să fie membri PNL, ca astfel Canciu dă afară, exact cum s-a întâmplat și cu directorul de la Traianu, e ceva de nedescris. Nu, așa ceva nu s-a întâmplat la PSD niciodată, n-am pus presiune pe niciun director să aducă, ba din potrivă, cei care au venit să înscriu în convingere sau vin, da, să înscrie la noi fără nicio presiune asupra persoanelor, indiferent de funcția pe care o au. Dacă inspectoratul școlar va fi politizat așa cum auzim că se încearcă acum să facă și dacă profesorilor se vor impune astfel de măsuri, este un lucru foarte grav. Condamnăm vehement orice implicare a politicului în școală și în mediul educațional și vom anunța Ministerul Educației despre acest lucru. La fel cum am auzit de curând, și o să solicităm să se verifice acest lucru, că tot inspectorul școlar vrea să se intereseze care a fost procedura de alegere la Consiliul Elevilor și probabil să anuleze și acea procedură pentru că nu a putut să-și pună membrii de partid și acolo. Nu știu să vă dau mai multe detalii, am auzit în această dimineață, dar o să verificăm și noi, pentru că se vede foarte clar modul în care inspectorul școlar Canciu politizează învățământul din Brăila. Noi ne-am fi așteptat de la dânsul să se ocupe de cu totul și cu totul altceva. Se ocupe de performanță în învățământ și într-o perioadă în care citim în toată presa națională că sunt mii de elevi la nivel național care primesc burse de merit și au medii între nota 1 și nota 4,99. Cu siguranță și la Brăila vă spun că inspectorul școlar Canciu, prin inspectorat, premiază cu burse de merit elevi care nu au nici măcar nota 5, care au nota 1.
Eu sunt de acord că acelor elevi li se poate da o bursă de susținere, de încurajare, dar nu bursă de merit elevilor care nu au nici măcar nota 5. În paralel, în România educată a Ministrului Educației și a Inspectorului Școlar General Canciu Cătălin, Consiliul Județean nu mai poate, după modificarea legislației, să premieze elevii cu performanțe, elevii care obțin notele, care obțin locurile 1, 2, deci care obțin locurile 1, 2 și 3 la competițiile naționale și internaționale și nota 10 la examenul de capacitate și bacalaureat. De ce? Pentru că s-a modificat legislația. Legislația, eu avem proiectul de hotărâre la gata pentru a fi votat în ședința de ziua trecută. Pe legislație nu se mai poate, făceam un abuz în ceea ce privește legislația. Am vorbit și cu domnul primar, am sunat și la minister, am vorbit și cu doamna ministru Decă și am rugat și o să fac o scrisoare către Ministerul Educației, către doamna ministru, să modifice acel articol din lege, pentru că noi, administrația publică locală, vrem în continuare să ne primim copiii meritoși care au obținut rezultate foarte bune, așa cum am făcut-o în fiecare an. Consiliul Județean și primăria. Despre ce articol din lege? Este articolul 140, vi-l dau după conferință pentru... Nu mai puteți doar dumneavoastră, adică Consiliul Județean? Doar Consiliul Județean nu mai poate, pentru că primăria are o... Doar primăria mai poate acorda stimulente, elevilor și școlilor, Consiliul Județean nu poate. Deci în urmă, gala era pe 6 decembrie, adică ar trebui să fie suplimentare. Da, deci... Dă primăria absolut tot cum era... Nu, primăria și-a alocat partea ei financiară și eu am votat inițiativa de Consiliul Local, pentru că aveam bugetul deja pregătit și făcut, iar Consiliul Județean va aștepta modificarea legislației, are banii în buget, am proiectul făcut, gata, doar semnat. Important este să... Ei pe șase vor primi practic jumătate. Vor primi doar partea primăriei. Doar partea primăriei. Da. Și îmi pare foarte rău că nu pot și Consiliul Județean să participă la această premiere, pentru că era dreptul lor și un lucru foarte normal. Și dacă va vorbi Ministrul Educației, ulterior le vei da copiilor cealaltă jumătate? Bineînțeles, dacă până la sfârșitul anului se modifică legislația, o să vedem într-un cadru festiv să putem să... Și aici este o problemă, pentru că... Trebuie văzut exact cum se va modifica legislația, ca urmare a faptului că pentru rezultatele din anul acesta trebuie să dea o derogare ca și Consiliul Județean să poată premia anul viitor. Dacă modifică legislația în timp, atunci Consiliul Județean va acorda premierea. Dacă nu pe data de 6, vom avea premierea doar cu banii de la primăria municipiului Brăila, așa cum este legal, din păcate. Noi am susținut întotdeauna performanța și am dorit să premiem, să acordăm bani profesorilor și elevilor. Și constatăm că printr-o modificare a legislației, Consiliul Județean nu mai poate, legal, să facă acest lucru, deși avea bani în buget. Primăria va continua să ofere finanțarea, dar este un lucru foarte trist că în această perioadă inspectorul școlar s-a ocupat de lupte politice, de numiri de directori și de demiteri, în loc să studieze legislația, să vadă care sunt adevăratele pericole. Este un lucru foarte trist. Îmi pare foarte rău de acest lucru, dar întotdeauna la primărie se vor găsi bani pentru a stimula performanța. Dacă legislația nu se va modifica și vor rămâne indiferenți la solicitările președintelui Consiliului Județean, pentru anul viitor vom discuta împreună și vom lua o decizie astfel încât primăria să poată aloca și suma pe care Consiliul Județean nu mai are voie să o aloce, repet, deși o avea alocată în buget. Eu vă înțeleg indignarea legat de bursele de merit, spre exemplu, de la 5 la media 5 la media 1, dar nu mi se pare chiar așa o chestie ok să arătați cu degetul numai către PNL, care e parte în această decizie. Deocamdată și PSD este la guvernare și aveți premier. Deci nu doar PNL de capul lui a luat aceste decizii. Eu am să spun că pentru deciziile luate de un minister este vinovat ministrul și partidul respectiv și pentru deciziile luate de alt minister este vinovat ministrul și partidul pe care îl reprezintă acolo. Noi am semnalat aceste aspecte și la nivelul guvernului prin partidul nostru și se vor lua măsuri astfel încât astfel de lucru să nu se mai întâmple niciodată, pentru că nu este normal să primească bursă de merit elevi cu note sub 5. Repet, aceștia pot primi burse de încurajare, burse pentru stimularea învățământului, să poată să își ia o carte în plus, să acceseze anumite programe, dar nu burse de merit. Orice altă formă de sprijin
Dar să nu se cheme bursă de venit. Da.